Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 5 septembrie, ești o rebelă și ai motive pentru asta. În timp ce alți membri ai Zodiacului încearcă să facă ordine în haos, tu, ca distrugător de tradiții, încerci să umpli tot ceea ce există cu idei proaspete și originale. Însă cu o natură paradoxală, pe de-o parte, ești sensibilă și practică, iar pe de altă parte, o persoană inovatoare, cu minte extraordinară, drept urmare, poți fi numită în siguranță un visător, capabil să întruchipeze material ideile sale în realitate. Capacitatea de a te concentra pe proiecte durabile îți permite să-ți folosești abilitățile creative pentru a realiza proiecte uimitoare în artă sau știință. Tu adori să-ți folosești mintea activă pentru a veni cu cele mai inimaginabile și romantice proiecte, ești de fapt destul de versat în modul de a-ți transforma fanteziile în realitate, dar din păcate, uneori ești foarte nerealistă în evaluarea gradului succesului tău, datorită mândriei excesive sau condescendenței, îți poți pierde simțul realității și, prin urmare poți suferi de orice tulburări atunci când te aștepți cel mai puțin. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, decență, prudență, minte analitică sobră, eficiență, flexibilitate, scrupulozitate, dăruire. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți dar ești mai liberă de introspecția epuizantă, nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii, trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea. Combinat-o cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțim în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de lipsa reveriei, precum și pentru respingerea incertitudinii. Ești extraordinară! Spre deosebire de alți reprezentanței zodiei care se străduiesc să facă ordine, tu faci ravagii. Ideile tale originale sunt adesea distructive, dar cu puțin constructivism, proiectele au toate șansele de implementare eficientă. Ești amabilă, dulce, fermecătoare, știi să iubești și să fii prieten. Nu ești niciodată plictisitoare. Periodic în viața ta, episoadele se repetă atunci când acționezi în stilul autoînfrângerii. Fără să remarci acest lucru, poți cădea în capcana ta și te îngropi în ceea ce faci. Drept urmare, nu doar urmărești ceea ce cred alții despre tine, ci și ceea ce se întâmplă cu adevărat în inimile și în mințile lor. Pe de altă parte, ești capabilă să creezi povești minunate. Deși viața ta personală poate părea destul de obișnuită pentru unii, ceea ce te înconjoară, creațiile și achizițiile tale, sunt adesea cu adevărat uimitoare având un nivel mediu devenit, te poți simți ca un rege sau o regină într-un palat fabulos. Tu protejezi cu gelozie lumea magică pe care ai creat-o. Dar, din păcate, demnitatea ta umană poate fi pierdută. Uneori, se pare că nimeni nu știe ce bești, cu excepția imaginii tale romantice. Dacă îți voi pune această întrebare, nu vei găsi cel puțin un răspuns inteligibil. Este evident că... Dacă intenționezi să continui în evoluția ta psihologică și spirituală, trebuie să înveți să faci distinția între fantezie și realitate. Vei face ceea ce trebuie, consacrând mai mult timp pentru tine însă și gândindu-te sobru la viața ta. Este posibil să fie nevoie să te întorci la rădăcini și să începi din nou să creezi un el mai realist de la bun început. Îți place să te distrezi și știi să fii un prieten bun. Deși este dificil să fii învinovățită că ești frivolă, te străduiești să faci totul cu o sclipire, încercând să infuzezi situații neplăcute cu mor sănătos, care uneori poate părea chiar nepoliticos. Cel mai adesea te remarci printr-o natură conformă, delicată, dar în ceea ce privește dragostea, poți încheia relația cea mai tandră fără a avertiza dacă te îndoiești brusc de sinceritatea sentimentelor partenerului. Poți fi învinuită de faptul că comunici cu unii oameni doar din cauza atractivităților. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești îngrijită, sensibilă, grijulie. Te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indus în eroare. Cum afectează data de 5 septembrie soarta ta? Ești minunată în relațiile de prietenie din echipă. Uneori par frivolă, pentru că îți place să adaugi o scânteie la comunicare, care este însoțită de umor. Un simț al umorului adaugă entuziasm comunicării tale, cu toate acestea, poate fi prezentat într-un mod nepoliticos. Dacă ești îndrăgostită poți rupe chiar și cele mai frumoase relații la prima vedere, dacă te îndoiești de sentimentele iubitului tău. Într-o relație poți fi acuzată de interese egoiste. Vei fi fericită să gravitezi spre prietenie cu cei care îți oferă reciprocitate. Ești capabilă să creezi capodopere minunate în tot ceea ce te înconjoară? iar ceea ce este creată de tine poate provoca admirație, deși la prima vedere, cei din jurul tău pot părea gri și banali, fără culori bogate. Poți fi ținută o static al gândurilor tale, unde realitatea și fantezia pot fi confundate. Pentru a găsi o abordare potrivită pentru orice afacere trebuie să apelezi la o gândire sănătoasă, stabilindu-ți cu strictețe prioritățile corecte. Gândindu-te la viața ta, există șansa de a-ți regândi lumea interioară pentru a crea un nou eu. În mod repetat trebuie să cazi sub influența propriului eu și să joci împotriva ta. Aceste lucruri te poate determina să rătăcești. În același timp noțiunea despre ceea ce cred alții despre tine este pierdută și, cel mai important, ceea ce crezi despre tine însă îți este un fel de resetare. Ești dotată cu o minte activă, capabilă să inventeze noi proiecte extraordinare. Conștientizarea viselor poate duce la realizarea fanteziilor în practică. Pentru ca obiectivele să poată fi realizate, va trebui să ai o abordare realistă a sarcinilor tale. Doar vocea ta interioară îți va spune ce direcție să alegi, cum să te păstrezi în mișcare și în ce direcție. Înainte de a asculta părerile altora, ascultă-te pe tine însăți îți poți întruchipa gândurile creative și originale, pornind de, de la casa ta, punând în aplicare toate ideile tale creative și ingenioase. Dragoste și compatibilitate În relații strânse, ai nevoie de mult mai multă libertate decât o fecioară tipică. Ești idealistă, iar perfecționismul tău născut poate crea un decalaj între visele romantice și realitatea de zi cu zi. Vrei să-ți găsești adevărata iubire, dar puțini îți pot îndeplini standardele înalte. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale Zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența. Organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă îți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești un adevărat rebel, distrugi stereotipurile, petrece ani întregi încercând să demonstrezi falimentul, absurditatea tradițiilor, spiritul rebel, gândirea extraordinară, inovația te fac un excelent experimentator, pentru tine este importantă nu numai distrugerea stereotipurilor consacrate, dar ești gata să oferi un nou scenariu, mai progresiv, mai modern. Pentru tine, creativitatea are o importanță deosebită, practică și în același timp, sensibilă, paradoxală, puțin tulburătoare, ești optimistă față de lume. Fiind angajată în creativitate, creezi adevărate capodopere. Acestea din urmă pot fi nerecunoscute, de neînțeles pentru ceilalți dar sunt amintite fără echivoc. Ești un angajat unic, neobosit, decisiv, profesionist în domeniul de activitate ales, sănătate și boli. Nu trebuie să te supratensionezi, atât fizic, cât și psihologic. Îți este dificil să recunoști existența unor tendințe distructive ale identității, așa că prietenii și rudele ar trebui să vină în ajutorul tău și să-ți ofere sfaturi valoroase în timp util. Cel mai mare pericol pentru tine este încrederea ta profundă în propriile abilități, că poți depăși orice obstacole. În primul rând va trebui să afli că corpul tău are și limite. Asta în ciuda faptului că reușești să te menții în formă excelentă foarte multă timp. Ți se recomandă examinări periodice, cel puțin o dată pe an, de către specialiști. În ceea ce privește alimentația, este adecvată o dietă bine echilibrată și variată. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură romantică, pasională. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât te înzestrează cu o intuiție excelentă, ceea ce te ajută să alegi direcția potrivită pentru a-ți aplica talentele și pentru a beneficia de acestea. Mergând prin viață, trebuie să ai toate deciziile pe cont propriu pentru a nu-ți pierde individualitatea și darul viziunii cu care cerul te-a înzestrat cu generozitate. Sfaturi pentru tine. Fără a-ți pierde scânteia romantică, încearcă să privești cu adevărat lucrurile, nu vei putea scăpa definitiv de problemele existente. Principalul lucru pentru tine este să te cunoști mai bine pe tine și să te îndrăgostești. Pentru a implementa proiecte, ai nevoie de cunoștințe, experiență, instinct și sănătate. Acesta din urmă ar trebui să fie bine îngrijită, în caz contrar, poți părăsi cursa înainte de vreme, ce cadouri ți se potrivesc, în general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă-ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri, în sfera cadourilor nu ești naivă. Ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă. Dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lingerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fii oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.